Teoria lui Vygotsky asupra dezvoltării sociale susține că limbajul și comunitatea joacă un rol central în procesul de învățare. În timp ce Jean Piaget a ajuns la concluzia că dezvoltarea cognitivă a copilului se desfășoară în etape, Vygotsky a respins aceste idei, fiind convins că dezvoltarea copiilor se face independent de anumite etape specifice și este doar rezultatul interacțiunilor sociale. Vygotsky susținea că ne naștem cu 4 funcții mentale elementare: atenție, senzație, percepție și memorie. Mediul nostru social și cultural este cel care ne permite să utilizăm aceste abilități elementare pentru a ne dezvolta și, într-un final, pentru a dobândi funcții mentale superioare. Această evoluție se petrece în mod ideal în zona dezvoltării proximale. Inițial este vorba despre ceea ce putem face singuri. Mai departe, este vorba de zona dezvoltării proximale, care reprezintă ceea ce putem face cu ajutorul unui adult, al unui prieten sau al tehnologiei, a ceea ce Vygotsky numea cel care știe mai multe. Iar într-un final, restul este tot ceea ce nu putem atinge. Pentru a ilustra toate acestea, haideți să ne imaginăm doi gemeni care sunt crescuți într-o comunitate în care se așteaptă de la băieți să învețe și să aibă succes, iar de la fete doar să fie drăguțe. La vârsta de 10 luni, ambii copii au capacitatea de a merge de-a bușilea și se află în zona dezvoltării proximale, învățând cum să stea pe propriile picioare. Cel care știe mai multe, în acest caz tatăl, îi oferă băiatului oportunitatea de a se antrena în camera de joacă, pe care a pregătit-o cu schele și cu alte obiecte. Băiatul este încurajat să exploreze aceste obiecte și, într-un final, el le utilizează pentru a se ridica pe picioare. Câteva ore mai târziu, el se va putea plimba de-a lungul acestor structuri. După alte câteva zile, el va sta pe propriile picioare. Fetița are același potențial de a sta în picioare, dar nu primește niciun sprijin pentru a învăța această abilitate. Atunci când îi comparăm pe cei doi, putem vedea că fetița încă încearcă să se ridice, în timp ce băiețelul a trecut deja într-o nouă zonă. El știe cum să își păstreze echilibrul în timp ce stă în picioare și acum are potențialul de a învăța să meargă. Amândoi vor învăța până la urmă să meargă, dar conform lui Vygotsky, băiatul va fi întotdeauna mai priceput. Același principiu se aplică la orice formă de învățare și de dezvoltare a funcțiilor cognitive superioare. Doar cei care învață cu ajutorul unui mentor capabil își vor putea atinge întregul potențial al abilităților lor. Din aceste motive, Vygotsky considera că în interiorul zonei dezvoltării proximale, învățarea poate preceda dezvoltarea, ceea ce înseamnă că un copil poate învăța abilități aflate dincolo de maturitatea lui naturală. El a stabilit și că există o legătură clară între vorbire și conceptele mentale, susținând că monologul interior se dezvoltă din vorbirea externă prin intermediul unui proces de internalizare treptată. Asta înseamnă că gândurile în sine apar ca rezultat al unei conversații. Astfel, copiii mici care nu finalizează acest proces pot gândi doar cu voce tare. Odată ce procesul este încheiat, monologul interior și limbajul verbal devin independente. Lev Vygotsky a murit de tuberculoză în 1934, la vârsta de 37 de ani. În ciuda vârstei, el a devenit unul dintre cei mai influenți psihologi ai secolului 20. El a lăsat educatorilor următorul sfat: oferindu-le elevilor ocazia să vorbească cu alți oameni, le punem la dispoziție structurile de care au nevoie pentru a gândi pe cont propriu. Voi ce părere aveți? Pot copiii să învețe orice, indiferent de condițiile de dezvoltare necesare? Și învățăm oare doar prin intermediul contextelor sociale și culturale? Și dacă e așa, credeți că este în regulă ca cel care știe mai multe să decidă ce ar trebui să învețe copilul? Împărtășiți-ne opinia voastră în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.